La sărbătorile care ne bat la ușă, parcă cei mai bucuroși dintre toți sunt copiii. L-am întrebat pe Eden dacă el mai crede în Santa Claus, mi-a spus că nu mai crede. Deja a trecut de la credința asta la altă credință. Oricum, pentru copii, sărbătorile întotdeauna sunt pline de farmec și mai ales așteptarea cadourilor, nu-i așa? Noi, adulții, deja avem o problemă cu cadourile de Crăciun. Ori primim cadourile care nu ne plac, nu? Ori nu primim deloc. Așa că, oricum, putem să fim nefericiți de Crăciun. Se spune că Ionel a venit la mama și a spus: mami, te rog să-l suni pe Moș Crăciun să nu mai aducă trenulețul ăla pe care l-am vrut. Dar cum așa? Zice, am găsit unul în dulapul lui tăticu. Așa că aveți grijă cum colaborați cu Moș Crăciun și unde ascundeți jucăriile. În holul unui hotel, la un restaurant de lux, două femei luau masa și au fost văzute de o cunoștință comună care le-a întrebat cu ce ocazie sărbătoriți atât de elegant. Păi zice, este ziua copilului meu, a zis una dintre ele. Și unde e ăla mic? Ce, doar nu crezi că l-am luat și pe el cu noi. Foarte multe sărbători de Crăciun pentru multe lume sunt cam așa, nu? Sărbătorim copilul, dar fără el, nu? Să nu credeți că luăm și pe el cu noi, nu? În bucuria Crăciunului. Și îl uităm pe sărbătorit, îl uităm acasă, îl uităm în amintiri, îl uităm în religie. Îl uităm undeva ca noi să ne simțim bine de Crăciun, nu-i așa? Să nu uităm că această sărbătoare întotdeauna este despre El și nu despre noi. Nu despre cadourile care noi le primim, ci de cadoul pe care ne l-a trimis Hristos, Domnul Iisus, care a venit cadoul lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Să nu uităm lucrul ăsta niciodată. Azi dimineață am urmărit un filmuleț și aș vrea să vă provoc să urmăriți ceva similar. Care este semnificația Crăciunului? Să vedeți cum foarte mulți semeni de-ai noștri, români de-ai noștri, au uitat că este vorba despre Iisus, că este vorba despre prunc și nu despre noi. Nu este vorba de nimic altceva decât de Iisus care a venit în lumea noastră. Dar diavolul a fost suficient de isteț și noi suficient de neînțelepți să credem că sărbătoarea Crăciunului este complet despre altceva. Iată pe o stradă undeva în România întrebări puse unor oameni în legătură cu sărbătoarea Crăciunului. Haideți să vedem ce face ignoranța, necunoașterea Bibliei, pentru că, așa cum o să trageți concluzia, este jalnic să sărbătorești ceva ce nici măcar nu știi ce sărbătorești. Și asta se întâmplă cu toți aceia care sărbătoresc Crăciunul fără Hristos. Nu știu ce să vă spun, nu-mi dau seama, nu. De asta cu nașterea, cu aveți idee, nașterea sau când s-a născut Iisus? De Paște sau de Crăciun? De, de Paște, parcă. De Crăciun? Nu știu, mai citești și când, dar nu pot să vă, nu știu. Noastră ce sărbătorește de Crăciun, să zici? De Crăciun, de cum sărbătorește fiecare. De Paște? Toată! Dar să-ți spun tu ce asta? Ar fi o deosebire. E asta cu nașterea? Am așa sărbătoare, pe nașterea Domnului. Când e asta? În Paște. Care credeți că e principala diferență între Paște și Crăciun? Păi, Crăciunul e vine iarna cu zăpadă, nu ești Crăciun, și primăvara e Paște. Principala deosebire religioasă dintre ele. Religioasă? Păi da, asta e, dați puțin. Dar sunt religios și eu. A, vă duceți la biserică. Și haideți să ne gândim, care ar fi? Este,
Deci de Crăciun se pare că moare Iisus Hristos și de Paște în viață, nu? Și vă duceți la biserică? Cum să nu vă duceam? Care este diferența dintre Paște și Crăciun, după părerea noastră? Principala diferență. Crăciunul vine cu darul, din Paștere, cu darul pentru copii, încheie de ani, bilanțele, să fac bilanțele la ce ai realizat. Ce... Alte diferențe între Paștere și Crăciunul? Nu prea văd. Ce vă mai vine noastră minte, așa, din că vă născăți? Asta e cu bilanțul pe asta. Păi asta e cu darul, asta e, nu. O deosebire religioasă vedeți între ele? E, deci nu văd nicio deosebire, tot aceeași. Dumneavoastră ce sărbătoriți de Crăciun, de exemplu? Păi, nașterea Domnului Iisus. Și de Paște? O știu, înălțare, știu eu. Care e diferența principală? Ce? Diferență, diferență. Crăciunul e mai, cum să zice, mai bogat, că e mai are un porc, mai are un... Și Paștele? Paștele e mai fudul, cum să zice, pe la noi. Dumneavoastră, ce sărbătoriți de Crăciun? Paștele Domnului. Am înțeles. Și de Paște? Paște? Ce să mai zic, nici nu mai știu. Dumneavoastră, ce sărbătoriți de Crăciun? Sfântul Vasile. Sărbătorim de la biserică, în pomul vine Sfântul Ioan. Și de Paște ce sărbătoriți? De Paște... Florile! Ușor atunci. Da, am și eu, și nepoțică și băiatul tot, Floria. Dar e o deosebire religioasă dintre sărbătorile astea, vedeți? Știți? Nu știu. Ce sărbătoriți de Crăciun? Păi nu, ne ducem împărțim, facem catabor, facem astea, ne ducem la Sfânta Biserică de Sfântul Vasile, cu ce putem și noi acolo să dăm și la mor și la zi, la care Dumnezeu. Dar de ce faceți toate astea? Păi așa e obiceiul, așa e de mult rămâși. Dar nu știi ce s-a întâmplat de Crăciun? Nu mai știu, Domnul Iisus, ce știu, nu. Dar la biserică nu l-ați întrebat pe popa? Nu, nu întrebam că e Crăcios popa. Ia să-l întreba ce sărbătorește de Crăciun, dacă vă mai prindeți. Dacă mai aduce acum tot Sfântul Vasile, nu întreb. Dar știți asta când s-a născut Iisus sau... Nu, când a... Deci când a murit? Deci când a... Dar vă ține când s-a întâmplat nașterea, să zicem? Nu mai știu, eu nu prea mai știu că astea n-am mai citit. Nu vă tăritez că o să alergați pe astea foarte lași. Dar când s-a născut, de exemplu, Iisus, aveți idee? Sau când sărbătorim nașterea? Bine, la de Paște. Și moartea? Asta nu o sărbătorim, dar când s-a întâmplat? Nu, mai știu nimic. Și învierea? Haideți să le... Nu, 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 este comic, dar dureros în același timp. Este îngrozitor să aparțin unui neam care nici măcar nu știe care e diferența între Paște și Crăciun. Oamenii ăștia merg la biserică. Ce se întâmplă la biserica aceea? Ce fac oamenii care predică Evanghelia în biserica aceea? Mă rog, astea sunt lucruri care, dacă ar merge reporterul să-i întrebe, am auzit tot răspunsuri de genul ăsta, probabil. Asta face ignoranța, necunoașterea, necredința din vieții oameni. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru neamul ăsta al nostru, pentru că nu este o simplă ignoranță, ci este mai degrabă un stil de viață, un fel de regres social în care ajunge un popor ținut departe de adevărul Evangheliei. Dacă nu te luminează Dumnezeu cu cuvântul Lui, trăiești într-o asemenea beznă. Și asociez sărbătorile cu porcul, cu cardaboșii sau cu cine știe ce alte minuni, nu? Așa cum scria cineva astăzi pe un blog, că sărbătoarea aceasta română o trăiește între două cadavre. Cadavrul porcului și a unui brad pe care îl omoară din pădure. Și între cele două cadavre o sărbătoare din aceasta insipidă, incoloră, inodoră,
de care nici măcar nu știi să te bucuri. Este îngrozitor să trăiești un Crăciun fără Hristos.